va avea un impact general, pot să spun, nu numai la nivel regional, pentru că analiza dată și făcută de către specialiștii administrațiilor publice locale de nivel 1 și 2, ne arată că foarte mulți agenți economici, administrațiile publice locale de care folosesc transportul, trec anume pe porțiunea aceasta de drum. Veți beneficia în 11 luni de un drum renovat, de un drum calitativ și sper eu că atractivitatea orașului Edineț și a raionului Edineț va avea, adică se va simți și la agenții economici care la rândul lor plătesc impozitele aici în raion. Am vrut din partea agenției și din partea Ministerului să vă mulțumesc domnul primar Constantin Cojocaru, doamne președinte Galina Mosoric, care au dat dovadă de operativitate, au dat dovadă de, să vă spun așa cu cuvinte mai simple, s-au mobilizat foarte repede, pentru că noi ne dăm seama că un apel de propuneri de proiecte care durează o lună este foarte puțin pentru a pregăti un astfel de proiect. Și sper că cetățenii să vă pună notă pe viitor. Vă mulțumesc!